Bună seara, sunt Violeta, l-am alături pe Ștefan de la FC Rahova. Bună, Ștefan! Bună! Ce-mi poți spune despre meciul din această seară? Din păcate, un meci foarte slab în partea noastră. Adversarii au fost mai buni, mai ales în prima repriză. Au jucat mai tare. Atât, cam atât. Terenul destul de slab, a plouat. Cam asta e ce pot să spun. Sperăm data viitoare să jucăm mai bine, să câștigăm. Mergem la victorie de fiecare dată. Și cam asta, trebuie să fim fair play. Au fost băieții mai buni, felicitări. Au jucat mai tare și cam atât. Să înțeleg că ați pierdut controlul încă din prima repriză? Exact. Spre sfârșitul primei reprize ne-am revenit un pic, dar n-a fost de ajuns. Repriza a doua am început la fel de slab și am jucat foarte moale. Ați remarcat pe cineva din echipa adversă? Ai remarcat pe cineva? Toată echipa. Sunt o echipă solidă. Și ca fizic și caracter. Fiind primul tău meci la Liga Prieteniei, ce ne poți spune? Cum ți se pare aici? M-am simțit foarte bine, dar nu-mi place să pierd. Data viitoare promit să jucăm mai bine, să câștigăm. Mai face schimbări în echipă, pe lângă venirea ta? Nu cred. Vă așteptați la o echipă mai slabă în etapa viitoare? Nu. Noi trebuie să jucăm bine, echipele... Poate sunt mai slabe sau mai bune ca noi. Noi trebuie să ne facem jocul de fiecare dată. Dacă ne facem jocul nostru, nu putem să pierdem. Alte probleme pe lângă terenul umed ați mai întâmpinat? Arbitru a lăsat un pic jocul mai tare de partea lor. La noi a fluierat cam tot. Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. Nu uitați să accesați pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, și să vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com.